Bună seara, domnilor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public, vă spune Dan Moșteanu. Bun, e ultima întâlnire din această săptămână, așadar invitatul meu vine din zona PSD. Este vorba despre domnul Gabriel George, consilier județean PSD Goș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație. Să ne spunem la mulți ani că e prima dată când ne vedem la noastră, da? Da, cu întârziere, dar nu-i târziu niciodată, de fapt. Corect. Domnul George, o să intru direct în subiect și o să vă întreb așa. Am urmărit evenimentele din ultima perioadă, cel puțin astea din anul, începutul anului 2022. Mi se pare o întreagă nebunie. Bun, e o întreagă nebunie în țară, asta e cu totul altceva, dar la Gorj am stat și am analizat. Am văzut astăzi o numire a unui subprefect, subprefect care vine de la ALDE. Aveți un vicepreședinte la Consiliul Județean care vine de la ALDE. S-a vorbit foarte mult despre domnul Romeo Chiria, care nu este un om politic, tot din afara PSD, ca funcție de subprefect. Mai nou vedem o candidatură la primărie, se vehiculează numele domnului Chiriac, se vehiculează numele domnului Marcel Romanescu. Ce se întâmplă? Adică încep din ce în ce mai puțin să văd PSD prin județ, așa, prin structurile de conducere, în Consiliul Județean acolo. Mai sunteți acolo, nu? Sunt. Cel puțin acolo. Ca să iau și după aceea vă mai dau una, dar vă las cu astea deocamdată. Într-adevăr, astăzi, cred că astăzi a fost numirea, domnului Nina Mușa, da. Colegul nostru. Să-i spunem și noi felicitări și mult. Îl felicităm, eu îl felicit, suntem, eu cel puțin mă leagă și o relație de prietenie cu el, pentru că mă cunosc de foarte mult timp, de când eram împreună în PNL. Da. Prin 2010-2009, atunci ne-am cunoscut noi prima dată. Da, dumnealui, are okay, o experiență, așa ca idee. Da, are o experiență administrativă în spate. Așa, ca să, cum să zic eu, să răspund la ce mă întrebați la provocare. La provocare, într-adevăr, Partidul Social Democrat nu duce lista de resurse umane și putea să fie oricare dintre colegii mei sau dintre mulți alți colegi care se pretau să ocupe acest post. Doar că nu, din câte cunosc eu, nu foarte mult și l-au dorit. Din afară pare că duce lipsă. Nu. Nu există, adică să ducă lipsă. Știți bine că până acum câteva zile a fost vehiculat numele colegului nostru Romeo Chiriac. Domnul Chiriac este colegul dumneavoastră? Este în PSD? Este cel puțin. Eu așa știu că este în PSD. A fost susținut de PSD a lungul timpului pentru funcția care o ocupă în prezent. Noi l-am asimilat ca fiind al colegul nostru, al PSD-ului. Am înțeles atunci. Că n-a avut o activitate politică care să iese în față, evidentă, da? Este adevărat, dar pe de altă parte și realizările în calitate de manager și alea pot să le contabilizez ca activitate politică, pentru că un manager bun, un management bun, automat se răsfrânge într-un mod pozitiv asupra partidului din care, sau care te susține, din care provii. Domnul Ninel Mujă, într-adevăr, a urmat o linie, a plecat din PNL în ALDE, după aceea s-a retras către Partidul Social Democrat. A avut o colaborare foarte bună cât a fost vicepreședinte al Consiliului Județean cu domnul Cosmin Popescu. Nici nu-ți dădeai seama că este de la ALDE și da, nu este de la Partidul Social Democrat. Deci, explicații ar fi pentru această alegere. Încă o dată eu mă bucur că este un prieten de-al meu. Și înainte de a fi prieten, este un coleg de-al nostru din Partidul Social Democrat. Da, nu se pune problema asta. Da, încă o dată, și noi ne bucurăm. Adică felicitări, îl cunosc și eu foarte bine, dar era ca idee. Privit din afară, așa stai și te gândești, bă, la PSD, clar, nu mai e resursă umană. Ce să mai, Nu, este. Nu duce în lipsă. Dacă din patru nume pe care vi l-am dat eu, niciun nu e din PSD și... Păi, acum ați adus aminte... Sunt funcții totuși importante, adică... Am văzut în toată nebunia asta iscată cu Marcel Romanescu, candidează că nu candidează, PSD-ul a lăsat-o așa în dungă, adică, bă, hai să vedem, nu se știe. Nu în se politică știe. Niciodată să nu spun niciodată, e adevărat. Exact. La fel și domnul Marcel Romanescu. Când m-am cunoscut cu domnul Mujă, m-am cunoscut și cu domnul Marcel Romanescu, fiind în același partid, la vremea aceea. Părerea mea că dumnealui duce lipsă de un partid acum în momentul ăsta, în spate, care să sprijine să poată să aibă realizări la nivel administrativ. Stați așa, nu mai duce lipsă, că e al PSD-ului.
Nu este al PSD-ului. Dacă vedem ce se întâmplă, PSD-ul este oarecum nemulțumit de ce se întâmplă. Nu s-a delimitat niciodată. Să se delimiteze PSD-ul de Mațel Romanescu? Da, da. Adică la toate chestiile astea aruncate acum, așa pe piață, eu știu că se mai testează și piața, mai lași loc, adică nu zici nimic, dar n-a fost nicio poziție fermă să zică, domnule, nu va candida, noi avem oamenii noștri în PSD, avem resursă umană cât cuprinde, sunt numai oameni de știință. Au fost anumiți colegi de-ai mei care au fost mai radicali în exprimare, poate că și eu am ieșit în anumite dăți când am fost oarecum nemulțumit de ce se întâmplă din punct de vedere administrativ în Târgu Jiu. Da, acum săptămâna trecută mi s-a spus mucle și gata, nu mai zice niciun Deci, după cum vedem, cam toți sunt nemulțumiți de ce se întâmplă. Deci, și mă refer la locuitorii Târgu Jiului acum. Dar eu personal n-aș pune vina numai pe primar, cu toate că el dă direcția. Măi, contează și echipa care e lângă tine și din moment ce îți aduce o echipă care nu te ajută, nu-ți vine cu idei, pentru că nu poți să-ți vină ideile numai de la tine. Trebuie da, să, corect. Dacă n-ai o echipă lângă tine care să-ți vină cu idei, să știe ce se întâmplă în restul Europei și să încerci să copiez, că nu e nicio rușine dacă există o administrație de succes în altă sigur. Parte și se pliază și pe orașul tău, trebuie să împrumuți de acolo. Este foarte important. Aole, dacă ați vorbit de echipă, e nasolă treaba. Dacă faceți transferul și luați pe domnul Romanescu în 2024, l-am auzit pe viceprimarul Bogdan Bejinal că vine cu toți 300 de membri. Ar fi atunci, ne ducem la 100%. Nu știu, este mult până acolo, niciodată, cum spunea și noastră, niciodată să nu spui niciodată, dar în general noi suntem un partid care primim cu brațele deschise orice membru care vine cu intenții bune în Partidul Social Democrat. Pentru că, slavă Domnului, este mult de muncă. Și de-a lungul timpului toate administrațiile, și aici includ inclusiv administrațiile PSD, au păcătuit, pentru că n-au avut foarte multe lideri. A avut domnul Cârciumaru în primele mandate, după aceea cred că a păcătuit și administrația domnului, pentru că nu s-a dus mai mult decât a dus orașul la un nivel normal, cum ar trebui să arate un oraș, dar după aceea... Se mai urce o treaptă. Exact, și de acolo trebuie să te duci și să te dezvolți, ceea ce nu s-a întâmplat și de atunci se cam stagnează. Sunt proiectele care sunt începute de dumnealui, că sunt la nivel de documentație, că au fost începute în procent de, nu știu, până în 10% și doar cu alea am rămas. Și nu este normal. De asta vă spun eu că cred că și domnul primar are o echipă cam slăbuță în spate și ar trebui să se reorienteze din punctul ăsta de vedere în ăștia 2 ani când noi sunt demandat. Pentru că târgujenii sunt convins că merită o altă administrație. Din punctul dumneavoastră de vedere, bine, nu știu și sunt convins că nu o să-mi dați un răspuns sau să fie un răspuns politic. Credeți că există un om, nu contează din ce formațiune politică este, pe care îl cunoașteți dumneavoastră, capabil să facă lucruri într-adevăr în municipiul Târgu Jiu? Da, dar eu n-aș pune accent pe un om. Eu sunt un om. Sau o echipă. Asta vreau să spun, eu sunt genul de om care și eu sunt echipei. Pun accentul pe o echipă. Pe oriunde am fost, am încercat să fac o echipă. Contează și liderul sau cel care o... Corect. Din echipa respectivă sau echipa respectivă scoate un lider în față. Ar fi și ați putea să-i dați un nume sau... Eu n-aș vrea să numesc acum, sunt foarte mulți colegi de-ai mei din PSD care pot să facă parte din această echipă și ulterior din această echipă să se dezvolte un lider care să fie susținut de echipă și implicit de partid și după aceea de locuitorii Târgu Jiu. Dar asta nu se poate întâmpla. Ăsta e punctul meu de vedere. Nu se poate întâmpla decât printr-un proiect fără chestii conținut de spitale metropolitane, mocăniță de la Târgu Jiu la... Tizmana și chestii astea, nu. Și pregătește organizația de la municipiu așa ceva. Să știți că mai sunt 2-3 ani. Da, 2 cred că sunt foarte importanți. Adică începând din 2023 ar cam trebui să joci cumva, într-un fel sau altul. Perioada rămasă începe să strângă. Deci exact, noi exact, deja trebuie exact. Să ne adunăm. Poate că să ieșim din iarna asta, că vedem ce probleme întâmpină toți cetățenii cu tarifele. Asta imediat. Păi aici contează foarte mult, pentru că vedem noastră avem conducerea la vârf, în afară de Cosmin Popescu, domnul președinte al Consiliului Județean, ceilalți sunt angrenați în activitățile Parlamentului și ceea ce se întâmplă acolo să reușească să găsească soluții pentru a preîntâmpina aceste scumpiri care atână. Dar nu vi se pare că în ultima perioadă dăm prea multă importanță celor care sunt la București? Adică mi se pare că în ultima perioadă ne uităm în gura celor care sunt la București, dom'le, să facă ei.
când cred că mai mult ține de noi, nu știu. Bun, și ei sunt mesagerii noștri. Și ei sunt mesagerii noștri, dar deci, ar trebui să ne uităm poate mai mult în curtea noastră. Vorbesc la modul general. Eu vă spun că zile trecut, de fapt, cam cu o lună în urmă, am tot discutat cu colegii mei, cu domnul președinte Weber. Săptămâna trecută am reușit să dezvolt un pic subiectul și cu domnul Codin Popescu, un proiect mare pentru Gorj, un proiect care de fapt mai mult ajută. Exact, în sensul ca să dezvoltăm Gorj și am venit concret cu idei pe parte turistică, cu nu știu dacă ați văzut că am și ieșit public și am spus că noi avem posibilitatea să înființăm și alte stațiuni turistice de, pentru sportul de iarnă și am dat exemplu clar pe muntele Osla și pe Straja pe partea noastră, la Stănești. Corect. Stau turiștii la noi, dezvoltăm, dar de asta vă spuneam, ne uităm la București pentru că nu avem ce face aici, nu putem să dezvoltăm pentru că trebuie să modernizezi un drum național. Automat trebuie să vină finanțarea de la București, colegii noștri de la București să stea călare pe ministru, pe factorii diriguitori de acolo ca să poată să îi convingă că bă, trebuie investit aici. Că nu e numai proiectul Gorjului, poate că e proiectul zonei. Avem conurbația creată în Hunedoara, Dolj, Gorj. Hai să-i dăm valoare. Și chiar am discutat cu domnul președinte Codin Popescu și a rămas ca în perioada următoare să mergem să discutăm cu echipa de consilieri, să începem să-i dăm greutate conurbația știa și implicit să punem bazele ca să atragem finanțare, că genul ăsta de proiecte se pretează la finanțare, atragere finanței de la direct de la Bruxelles. Deci noi atât de multe zone avem care pot fi vă dați seama că fac o paranteză la ce discutam noi politică. Rog, da. Să nobilez zona, deci s-ar dezvolta implicit Padeșul, Tizmana, chiar Ponoale și zona Baia de Aramă, Peștișaniu, Stăneștiu, cum s-au dezvoltat Novaciu și Baia de Fier. Pentru că se duc turiștii acolo și trebuie să ai unde să-i primești. Și ai ce să le arăți extraordinar de mult. De asta, genul ăsta de proiecte trebuie să vină și pentru Târgu Jiu. Să știți că am mai spus la un moment dat, într-o emisiune, poate că ăsta trebuie să fie și genul de candidat. Adică, domne, dau exemplu, nu, eu, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, da, candidez pentru o nouă funcție sau un nou mandat. Domne, uite, astea sunt. Eu îmi propun două, trei lucruri. Exact. Astea sunt. Gorjeni, le votați sau nu le votați? De asta vă spuneam. Treaba e foarte simplă. Pe care să le și realizezi. Adică corect, asta trebuie să producă și candidatul cu echipa din spatele lui pentru Târgu Jiu. Da. Oricare ar fi acel candidat. Și acum nu mă rezum doar la PSD. Am dat un exemplu, și la PNL, sigur, și PNL, oricine. Deci, da. Nu mai trebuie să venim în fața oamenilor să spunem, bă, păi da, am făcut zona metropolitană și o să construiesc un spital metropolitan. Exclus să construiesc spital metropolitan în Târgu Jiu când e unul regional la Craiova la 100 de kilometri. Apropo de lucrul ăsta, nu este unul regional. O să fie. Nu o să fie. În cadrul PNRR, zona Olteniei nu are niciunul. Sunt șase în total. Trei în Constanța, unul în Focșani și restul în Ardeal. În Ardeal. Toate pe administrație PNL sau USR. Exact. Ca să vedeți în ce situație suntem. Nu se mai dorește modul ăsta de a se face politică să aloci 2 miliarde de dolari din 14 câte ei să le aloci pe consultanță. Deci asta e bătaie de joc. Am văzut. Nu este în regulă că tot erau ei imaculați, useriștii, și uite la ce se pretează. Deci, de fapt, noi știam. Știți care e marea provocare acum? Venind la guvernare, alături de PNL, se uită lumea la dumneavoastră. Se uită și suntem conștienți. Și laudele și înjurăturile. Și înjurăturile și totodată și din punct de vedere... Eu v-am ajutat astăzi puțin când mi-a venit factura pe ianuarie, la gaze. Deci am la gaze, vreau să vă spun că plătesc mai mult decât chiria până aici. Nu vine să aruncăm vina pe alții, dar știți bine că PSD-ul nu are nicio vină. Știu, dar lumea s-a uitat la dumneavoastră. Se uită la noi pentru că... Soluții. Exact, asta se uită. S-au bucurat că am venit, că se gândeau că... Exact, aici e problema. Trebuie găsită cât mai repede. Și vedeți bine ce se întâmplă, că ziceți că ne uităm la cei de la București. Exact asta spuneam. Ne uităm la ei pentru că acolo e decizia finală. Și ei trebuie să aibă puterea de convingere, să convingă aliatul în speță PSD-ul, să ia deciziile astfel încât oamenii să nu mai treacă prin perioada asta, să le îmbunătățească modul de viață. Și nu ai cum să le îmbunătățești dacă nu ești prins în realitate și să urmărești interesul tău ca țară, nu al tău personal sau a unui grup, ceea ce s-a întâmplat cu SRE-ul când a făcut... A intrat la guvernare atunci, când a făcut alianța. La guvernare, da.
Vedem ce se întâmplă acum, pentru că efectele care le culegem toți acum sunt produse prin anumite abrogări de ordonanță de urgență făcute de către USR și PNL la vremea respectivă. Eu, la un moment dat, când s-a discutat despre liberalizarea prețului la energie și la gaze, am zis ok, foarte frumos, mai ales că declarația ministrului din acea perioadă a fost, domnule, se vor ieftini de... Și n-am făcut tabla, parcă văd la o televiziune centrală cum umplea tabla, uite, fundamentat și gaza. Și domnul George, eu astăzi am la gaze, vă dublu. Spun, ce dublu? Chiria pe un an de zile aici. Da. Și stau și mă uit și mă gândesc, frate, ce fac? Și nu mai punem faptul că... La un moment dat m-am dus, uitați-vă ce se întâmplă, Arlos Latina. Se închide. Domnule, aici eu mă duc în zona asta de subminare a economiei naționale. Vorbesc foarte serios. Adică se închid capacități după capacități datorită proastei gestionare a acestui lucru. E clar că e o gestionare foarte proastă. Datorită faptului că guvernul până acum n-a avut o politică de sprijinire a producătorii, cel puțin a producătorului autohton, pentru că altfel n-a. Are acționariat, dar este... Da, în fine. Dar mi-a plăcut... atitudinea președintului Marcel Ciolacu, că nu știu dacă ați aflat, luat o fabrică din Maramureș, parcă, de produse sanitare, au luat foc. Și a ieșit în minutul 1 și a spus, vă vom sprijini ca să redeveniți ce a spus până... Da, dar sunt chestii punctuale, am mai văzut o declarație a senatorului de Gorj, domnul Cristinel Rujan, care spunea, domnule, vom veni, vom sprijini primării, vom sprijini... Stai, domnule, că nu sprijini administrația, adică administrația oricum trăiește din bani publici. Da. Nu poți să sprijini, să vii să sprijini tot o chestie de genul acolo ăsta. Trebuie sprijină-ne să... pe noi. Corect. Antreprenorii sunt acolo și noi producem. Acolo sprijinul trebuie să vină prin proiecte care, sau prin fonduri care le pot accesa primăriile sau administrațiile locale în sensul ca să eficientizeze consumurile și toate cele. Sunt anumiți primari care deja au luat măsurile astea. Sunt proiecte. Dar nu e asta soluția, să știți. Noi avem niște prețuri foarte mari. Degeaba îmi spun, am văzut fel și fel de parlamentari, de oameni politici care vin, spun la televizor, domne, să știți, l-am văzut inclusiv pe Corneliu Bode, CEO-ul de la Adrem, care spunea la un moment dat, astea sunt prețurile normale. Nu, exclus varianta asta. Sora mea trăiește în Franța. E exclusă varianta asta, pe de-aia plătește și cred că are casa mai mare decât spațiul pe care l-am eu aici. Plătește 300 de euro pe lună. Gândiți-vă păi că dar eu dau 1000 fluturând așa, gândiți-vă că noi avem hidroelectrica care, slavă Domnului, apa nu s-a scumpit. Corect, corect. Vine de sus. Da, vântul... în fine trebuie găsite mecanisme. Aici e problema, aici intervine guvernul, trebuie să găsești mecanisme astfel încât să nu omori omul. Tu poți să fii independent energetic și pe gaze și pe energie și importi. Nu poți să fii la un salariu, un om care are un apartament, are salariu minim pe economie 1500 și plătește factura la gaze 1200. Și iarăși nu e normal să nu-ți protejezi producătorii strategici, cum este complexul energetic Oltenia, adică nu poți să mături cu el pe jos, să ștești cu el pe jos, nu poți să se întâmple ce s-a întâmplat cu Mintia, să o închizi, să spui că faci ce faci și acum nu știu ce. Nu poți să te duci să-i aduci pe norvegieni, să le spui, bă, da, faceți voi peleții, că eu nu sunt în stare să-i fac. Păi, eu de ce nu cultiv sarcină energetică pe haldele de la rovinari și după aceea să o recoltez ca să fac peleții ăia? Pentru că ăsta e viitorul, da, îl înțelegem toți. Nu prea puteți vorbi așa mult, adică nu prea puteți da în frații dumneavoastră de alianță. Crede-mă că eu sunt o persoană pentru că am foarte multe idei și îmi place să le discut, să le dezbatem. Nu criticăm pe nimeni acum. Deci nu criticăm, dar scoatem în evidență faptul că sunt soluții. Sunt soluții care trebuie adoptate și pentru dezvoltarea Târgu Jiului, și pentru dezvoltarea Gojului, și pentru dezvoltarea țării. Aici e problema. Avem cu ce să putem să ne dezvoltăm. Nu e posibil să stai pe munți de minereu, de uraniu, de toate noi astea. Noi avem. Noi ca avem tot ce ne trebuie. Avem grafitul la baia de fier. Da. Și nu facem nimic să aducem. Nu poate primarul, pentru că... Nu mai știu ce pe la Glogova, mai avem multe. Avem metalele de la Glogova. Avem multe chestii. Avem, exact. De ce? Poate că administrațiile locale sunt limitate din punctul ăsta de vedere, dar vino tu, stat, că ai toate informațiile astea și vino și intermediază să aduci aici. Asta trebuie să faci tu în calitate de guvernant. Să-l ajuți pe ăla din administrația locală. Uite prefectura, că discutam de prefect și de subprefect. Decât să stea să trimită tot felul de hârtii pe acolo, că nu ți-ai făcut raportul, că nu știu ce. Nu e aia menirea ta.
Tu trebuie să te duci să ajuți OAT-ule, să intermediezi o relație între OAT-ul și guvern, că e reprezentantul guvernului. Bă, uite, avem aici, acolo, hai să găsim o soluție, să aducem un investitor. Poate nu s-a cerut lucrul ăsta. Nu se poate. Din poate primarii nu s-au dus către prefectură să zică, domnul prefect, Moșteanu, hai că vreau și eu... Nici nu trebuie să se ducă. Am văzut chestia asta. Nu, dar nu trebuie să ducă primarul. Tu, ca om, reprezentant al guvernului în teritoriu, om care vrei să faci ceva pentru județul ăsta, ai toate informațiile, pentru că fiind în funcția respectivă, ai acces la toate informațiile. Dar nu știi ce vrea fiecare primar? Păi nu. Fiecare primar se ducă să zică, domnule, uite, eu am uraniu aici. Hai să vedem cum îl scoate. Mergi cu mine la guvern. Și atunci, clar, prefectul dacă nu vine primarul, te duci tu, bă, vezi că tu ai uraniu aici. Sau ce ai, sau grafit. Faci grafenul. Și așa o să fie o explozie cu mașinile electrice, o să se folosească ăsta, da, nu mai știm de capul nostru. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Părerea mea că mai e mult timp și cu decarbonarea asta și cu emisii spre zero. Că ați văzut cum e. Noi în Europa ce ne dăm de ceasul morții, domne, să avem emisii zero. Că în rest America e doar în pălărie. China duduie. Nu, da, și nu putem noi, decât noi să respirăm aer curat și ei la alții. Eu nu critic pe nimeni. Doar constat și încerc să vin cu soluții. Pentru că vedem, deci este evident trendul ăsta spre energie verde și să protejezi clima. Nu se face nimic pe panouri solare, dar nu să te duci să pui panoul fotovoltaic, să-l pui pe teren arabil, când poți să faci alte investiții acolo. Du-te și găsești un teren arid. Domnul George, slavă Domnului, mai e o problemă. Vorbim de energie verde. Ok, eu mi-aș pune la casă mâine, îmi pun panouri fotovoltaice. Da. Doamne, nu mai plătesc nici gaz, nu mai plătesc nici curent, sunt și ecologic, sunt și tot. Sunt scumpe. Să știți că eu am făcut o analiză zilele trecute, da, pentru că și pe mine mă interesează, dar discuția a plecat de la un potențial investitor în zona Tismanei și sunt scumpe dacă stai și aștepți după programul acela pe mediu. Dacă mergi și te duci să-l iei, să-l suporți exact, e undeva la jumate prețul. Deci, pe mediu, păi nu, vă spun eu cât e undeva la 1000 și ceva, 1000 puțin. Vă spun exact cât este. Este 1,1 euro pe watt. Da, 1.100. Ăla e prețul maxim. Și din trebuie asta... vreo 6, sunt vreo 6.000 și ceva. Și... păi 6.000 și ceva ori 5 sunt vreo 350 de milioane. Un om cu un salariu, hai să-i zic, cât e mediu în Gorj? 25. Cu 7.000 de euro, îți instalezi 7 kW. Sunt de acord, dar eu sunt măricică. Nu consum 7 kW. Cam în 3 ani de zile, nu trebuie să iei bani, că eu sunt convins că orice bancă te sprijină cu un prim. Au, domnul George, eu sunt păi convins... mă trimiteți în sistemul bancar să mă îndoaie ăștia? Nu știu. Dar de ce nu vine statul și face un program? A făcut un program în primele 10 minute s-a terminat, după aceea nu s-a mai făcut și se așteaptă. Dar nu vedeți că stai 3 ani de zile ca să-ți vină rândul? Asta e funcționalitatea statului. Păi, nu e în regulă. Dacă a să eviți birocrația asta... Am mai văzut, că acum tot ne-am întâlnit și mai discutăm, am mai văzut, știți că se vorbea anul trecut sau acum 2 ani, domne, digitalizăm administrațiile, pentru că dacă le digitalizăm, o să le și subțiem, o să le facem suple. Nu mai e nevoie de 5 oameni să ducă o hârtie de la parter până la etajul 2 sau până la etajul 1, încă 10. Nu mai stai la ghișeu, îți trimiți toate astea, fără cost, fără... Înainte de noi am angajat. Nu, noi am angajat. Asta e cel mai mare angajator, da, cred că, din România. Înainte de a digitaliza, din punctul meu de vedere, trebuie făcută reorganizarea teritorială. Deci, fără asta, deci nu poți să ai OAT-uri cu 800 de locuitori. Ai unele cu... deci comună cu 800, să ai un aparat între care... îți trebuie o grămadă de bani. Păi da, eu o spun, deci n-am nicio teamă să spun treaba asta. Deci, uite cum e Arcaniu. Cu mâinile leștiu. N-ai ce să cauți cu OAT-ul ăsta separat, că n-ai Runcul lângă tine. Deci Runcul, din punctul meu de vedere, trebuie să le absorbă pe amândouă. Amândouă. Știi ce se întâmplă lucrurile astea? Păi eu cred că până la urmă o să se întâmple, pentru că cine e vorba de bani. Păi problema e de la guvern. De acolo trebuie să plece. De acolo trebuie să da, plece. Da, nu aș merge dar așa departe încât să reorganizezi teritorial și județele. Nu, le ajuns să împace. Dar știți că s-a vorbit la un moment s-a dat. S-a vorbit să se facă regiune. Regiune. Da, dar OAT-urile
le-aș reorganiza, aș face o altă structură. Da, e adevărat ce spune. Nu poți pentru să fie o primărie cu 800 de oameni să ai un întreg exact. Aparatul... Și mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, ca să poți să ai o dezvoltare unitară, trebuie să, la nivel de țară, trebuie să ai cel puțin 3-4 linii directoare care să le implementezi la toate OAT-urile. Deci, dacă vrei de dezvolți, tu trebuie să-ți dezvolți linia asta directoare. Alea trebuie date de stat. Deci pe mediu, pe verde, energie verde, pe toate. Mai va prins în PNRR, că și așa a fost secret, nu s-a știut nimic de el. Acum am văzut că mai iasă câte una, câte alta. Păi vedeți? Nu, deci trebuie totul. Astea sunt 4 linii directoare votate în Parlamentul României. Astea le iei și îți dezvolți planul tău de dezvoltare pe ăsta 4, care după ele au, să zic așa, sistem de piramidă ca să te dezvolți la nivel local, pentru că fiecare localitate are un alt tipic. Să zicem așa. Dar ăla patru, le ai acolo, știi că le ai de bază. Mi-am adus aminte și ne apropiem de pauza de publicitate. Totuși, o să vă întreb. Am văzut că Nicolae Ivăniș, îl cunoașteți? Da. Și-a lansat candidatura la primărie. Acum, pe surse se vorbește că de la PSD va candida. Aveți vreo informație? Nu am nicio informație. Eu am văzut și eu un interviu cu dumnealui astăzi. Da, da, da. Știu că era de la... cu ADN, așa, da, da, da. Și parcă zicea astăzi că, am aflat că până în 2024 se hotărăște, găsește din... Să găsească un par... Ei, eu astăzi am aflat așa, deci, de la o cafea cu prietenii mei. Mie personal îmi place de dumnealui pentru că este foarte aplicat în analizele care le face și este un om foarte, foarte informat. Și din ce a spus până acum, că știți bine că era un, cum să spun eu, un apărător al... al lui Marcel Romanescu. Al domnului Marcel Romanescu. Da. Acum am văzut că a spus clar, e foarte greu să mai câștige. Pentru că, vedeți, va fi complicat dacă va candida de la PSD, îl veți lua și pe Marcel Romanescu, va fi o bătălie internă acolo. Stăteam și mă gândeam astăzi, uite domnule, gata, PSD-ul și-a găsit candidat. Să ia dumnealui hotărârea asta că găsim ce să facem astfel încât să dezvoltăm și Târgu Jiu și Gojul. Pentru că e mult de muncă, credeți-mă că e atât de mult de muncă, adică se pot face atât de multe, mai ales acum că vine exercițiul ăsta nou financiar, 2021-2027. O să vorbim și despre el. Am vorbit la un moment dat cu domnul președinte Cosmin Popescu și mi-a spus că sunt foarte multe linii de accesare a finanțelor, da, fie guvernamentale, fie europene și așa mai departe. Exact. Da. Dar o să vorbim imediat după publicitate, că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Și vorbim despre lucrul ăsta. Rămâneți cu noi, revenim foarte repede cu domnul Gabriel George, consilier județean. Am revenit la a doua parte a emisiunii. Vă reamintesc invitatul meu din această seară, domnul Gabriel George, consilier județean PSD Gorj. Bun, am rămas la partea asta de finanțări, fie că sunt guvernamentale, fie că sunt din fonduri europene. Două lucruri aș fi vrut să vi le spun și să-mi comentați pe ele. S-a vorbit foarte mult de Angel Salini. E ok, eu știu celebrele PNDL-uri, am întrebat primar pe care i-am avut invitat și toți au spus că domnule sunt perfecte. Același lucru se întâmplă și cu Angel Salini, numai că tare mi-e teamă că în 2022 nu o să beneficiem de niciun ban din Angel Salini. De-abia îi se dă drumul până se fac proiecte, până nu știu ce, studii și așa mai departe. Probabil în 2023 o să fie ok acest proiect Angel Salini. Și al doilea lucru despre care aș vrea să-mi povestiți, dacă mai știți ceva, s-a vorbit foarte mult în Gorj că odată cu semnarea planului de restructurare de la CEO o să avem fondul de tranziție justă. N-am mai auzit discutându-se de acesta. Dacă cumva să le abordăm pe amândouă și după aceea trecem și în zona de minerit, că o cunoașteți. Angel Salini, din punctul meu de vedere, este un program foarte serios. Cu siguranță. Și modul cum a plecat în acest moment și cum s-a făcut selecția de, și cum se va face selecția de proiecte, pentru că dacă nu îndeplinești condițiile, ei au pus niște condiții, nu poți să faci canalizare, sau nu, asfaltare, dacă nu ai canalizare. Și toate și sunt foarte multe proiecte care au fost, din ce știu, au fost scoase. Uh-huh. Chiar și noi o să pierdem, dacă știu eu bine, asfaltarea sau modernizarea pe fonduri guvernamentale, deci prin Angel Salini, a drumului 671 Apa Neagră Padeș, dar se va face din fonduri proprii. Pentru că pe o porțiune din zona respectivă nu este canalizare. Iar o zonă frumoasă. O zonă extrem de frumoasă, care și cei de acolo au un proiect foarte bun pe Angel Salini și sigur vor primi finanțare, dacă nu mă înșel, sunt vreo 59 de milioane valoarea proiectului. Am înțeles. Canalizare, apă și apă potabilă.
cam toate localitățile s-au orientat spre canalizare. Că știți bine, am fost administrator public la Pade și acum sunt la Tismana, inclusiv la Tismana, tot pe genul ăsta de activitate. O să vă întreb și de Tismana, că și acolo e o zonă. Deci acolo avem tot canalizare și apă potabilă. Și toate localitățile merg pe genul ăsta de proiecte. Consiliul Județean a văzut că merge pe modernizări de drumuri județene și este foarte bine că merge așa, pentru că din cele 6 sau 7 proiecte, calupuri de drumuri județene, cred că vreo 5 sau 6 o să primească finanțare și este foarte, foarte bine. Domnul Cosmin Popescu a avut o strategie foarte bună și o să dea roade. Este posibil ca în acest an să nu înceapă investițiile. SF-urile în general sunt făcute. Pentru că fără la asta mă și refeream, că nu o să înceapă anul ăsta. Deci anul ăsta o să fie cumva un an văduvit, să spunem, deci așa. Deci lucrările în sine nu cred că o să înceapă în acest an. Dar este evident că trebuie să se finalizeze până în 2026, pentru că atunci este deadline-ul, nu le finalizezi, ai pierdut banii. De fapt nu, aia e pe PNR-ul. Noi vorbim de Anghesania acum. Dar sunt convins că în 2023 o să înceapă, pentru că avem și legislația asta păcătoasă cu achizițiile și stăm cu contestații, cu nu știu ce. Cred că anul acesta... Dar la treaba asta nu se va umbla? Dacă nu se... Mi se pare o mare nebunie. Dacă nu se va umbla, ne vom dezvolta în 10 ani... Încă 30 de ani ne mai trebuie. Exact. Stăm, deci cât ar trebui să facem în 10 ani, o să facem în 30 dacă nu găsim o soluție. Corect. Și nu este normal. Eu aici n-am înțeles nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. Bă, frate... Ești la guvernare, asumă-ți și schimbă o dată legislația asta păcătoasă, că numai la noi, ăia în vest vin cu un proiect de 10 pagini și și-a finanțarea. Noi stăm cu, dacă știți cum se duc colegii noștri pe la, sau se duceau, exact, o mașină trece. Și după aceea te mai contestă unul te și mai contestă și stai și prin instanță. Corect. Și prin toate astea. Deci trebuie găsite soluții neapărat și din ce știu eu să lucrează în acest sens, pentru că... Fondul de tranziție justă. Fondul de tranziție și după aceea intrăm și în zona de minerit. Da, fondul de tranziție justă este legat de, sunt, dacă nu mă înșel, 6 județe care o să le împartă. Da. Nu este o sumă alocată special pe un județ sau pe altul. Cât putem. Va fi concurență de de proiecte. Da. Și eu sunt convins, eu din ce știu, sunt foarte multe proiecte care au fost agreate, tot ce s-a plecat dinspre Gorj și înspre București, a fost agreată, deci chiar au primit felicitări colegii noștri din Consiliul Județean care s-au ocupat, domnul Cosmin Popescu și domnul Tașcău. O să fie destul de multe proiecte. Nu vă ascund că și eu când veneam cu ideile respective, cu stațiunile, le-am băgat acolo. Mi-am făcut un draft și am spus. Surse de finanțare. PNRR-ul, tranziție justă, fonduri europene, fonduri guvernamentale. Sunt bani. Doar trebuie să fii preocupat da, ca corect. Să-ți dezvolți comunitatea pe care o coordonezi. Și aici mă refer la primar, că cum am ajuns împreună la concluzia asta, ei dau direcția. Apropo de lucrul acesta, dumneavoastră a zis că acum v-ați orientat, sunteți administrator, nu? La Tismana. Administrator public la Tismana. Administrator public la Tismana. Tismana, ca și Padeșu, mie mi s-au părut și sunt și alte zone foarte interesante în care poți dezvolta în afară de turism. Da? Eu dau exemplu în Tismana, din ce știu, e Păstrăv. Erau câteva păstrăvării, erau câteva chestii. Adică noi nu ne-am dus pe a face chestii în astea, dau exemplu, Păstrăv made in Gorj sau made in Tismana, nu știu, să-l branduim, să-l facem un brand și să începem să-l promovăm. Noi de ce nu adoptăm tactica asta? Am dat un exemplu, în Tismana sunt și acolo, e mănăstire, putem face turisme ecumenic, putem face mult mai multe lucruri. Asta discutam cu domnul primar zile trecute, că o să modificăm totemurile, să le amplasăm la intrare în localitate și spuneam că neapărat pe totem trebuie să apară și mănăstirea Tismana. Pentru că, e brand. Pentru că este simbolul Tismana. E un brand, corect, exact. Și un brand. Și de acolo pleci, turism ecumenic, modernizezi zona. Oricum, domnul primar Petre Demetea este o persoană de sfânt. Nu am apucat să l-am invitat. Este foarte, foarte implicată. Credeți-mă că eu ca administrator, deci mi s-a înzecit volumul de muncă față de ce aveam la Padeș. Și acolo, dar acolo sunt alte probleme care oarecum te încorsetează, pentru că nu e normal ca în 2021, când am ajuns acolo și implicit domnul primar Troacă,
să nu găsești un drum cadastrat în comună. Unu, din, că e cea mai mare, e a doua comună ca mărime din România. Din România. Din România. Da, Padeșu. Și să n-ai un drum cadastrat. Deci ce ori făcut administrațiile alea înainte, nu-mi dau seama. Și ne mai mirăm de ce nu s-au atras fonduri europene. Păi da, ăia-și cereau acolo să ai cărți funciare pentru tot ce vrei să faci pe acolo. Cât de în urmă suntem. Păi vedeți, aici e problema. Și trebuie acum să recuperezi și să ajungi cum a fost domnul Cârciumaru prin 2008, uh-huh, când a avut boom-ul ăla și s-a săltat că a dus orașul la un nivel normal, să ajungi să stai, să pierzi încă, să aduci o comună la un nivel normal. Și e foarte greu, credeți-mă, mai ales în actuala conjunctură. Că au trecut, de exemplu, a fost un an criminal, pentru că nu au fost fonduri. Trebuie să vezi cum te descurci. Sunt multe probleme administrative, pentru că mai zic oamenii, nu merită funcționarii publici să li se mărească salariul. Credeți-mă că e un volum de muncă fantastic. Și în ambele primării și la Padeș... Rezonez cu oamenii, să știți, nu e normal într-o societate normală administrații așa stufoase cum sunt în România să câștige, sunt salarii mult mai mari decât în mediul privat. N-ați zice. Mult mai mari. Credeți-mă că nu e așa. Este. Nu e așa. Uite, vă dau exemplu. Un director de direcție într-o primărie se duce undeva la 90 de milioane net. Da, da, asta se întâmplă. Brut se duce la 200 de milioane. Asta. Eu nu știu un gorș dacă... La 90 de... Eu la 9.000 te duci... 9.000 mână. Director mână de direcție. Brutul e cam 15.000. Acolo. Nu știu dacă, dar... sunt mulți directori în gorș care câștigă în afară de CEO. Mai sunt câteva firme, dar... Da, dacă ca să-ți permit, deci eu nu cred că în afară de Târgu Jiu și poate Motru sau Turceniu să-și mai permită așa ceva. Sunt mulți. În celelalte localități nu cred că sunt directori de direcție. Sunt. De exemplu, eu vă spun că la Padeș este primarul un contabil și un contabil șef, secretarul și... Bine, eu ca administrator public nu am în subordine pe structură. Și la Padeș nu există. Deci nu au. Sunt. Nu neapărat pe mine, nu salariul mă deranjează. Salariul poate să fie 300 de milioane, 500. Problema la noi se pune exact ce vorbeam noi la început. Dom'le, sunt 10 oameni, din 10 muncesc 4 și 6... Nu, eu cel puțin unde am fost, o să știți că sunt capacitați toți. Dacă există un, să zicem, un 2%, ăla de 2% îl poți da la o parte în momentul când faci reorganizare teritorială. Păi nu se va face niciodată o reorganizare. Că eu sunt convins că se va face, nu se mai poate merge așa. Nu se mai poate merge așa, pentru că din două echipe faci, adică ca să coordonezi, trebuie din două faci, rămâne una jumate, să zic. Noi în Oltenia cred că la noi e o mare problemă. Bun, avem Craiova care e puțin dezvoltată, avem... Nu chiar puțin, că s-au dezvoltat și se vor dezvolta. Față de ceea ce în restul țării, nu, e la nivelul lor. E mai dezvoltată decât noi, decât Gorjeni. Dar noi nu mai avem zona asta de producție. Repet, în zona asta Olteniei cred că... statul la stat, știți că era o emisiune, este de bază. Adică, domnule, cei mai mulți, cel mai mare angajator este statul. Nu mai duduie economia așa cum duduia, că nici în Gorj nu mai duduie și sunteți conștient de lucrul ăsta. Adică știți că ați prins și vremurile vechi când aveam o fabrică de aia, o fabrică de aia, o fabricuță de aia, o fabricuță de aia. Am început activitatea la fabrica de sticlă. Aia. Unde eram 1100 de oameni acolo. Era Artego cu 1400. Vedeți? Da, într-adevăr. Acum nu mai avem este chestia asta. Așa și atunci, că atunci stai și te gândești, băi, unde se angajează oamenii? În ce nu mai prea e loc? Câteva firmulițe pe aici și pe acolo care nu mai au. Unde să te duci? Bă, consiliul la primărie, la prefectură, la direcția de direcție. Că au fost interese personale și de grup, s-a furat pe rupte. Deci trebuie să... Nu, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci trebuie să recunoaștem treaba asta. Sunt oameni care au vrut să se îndestuleze într-un timp foarte scurt și asta s-a întâmplat. Și s-a întâmplat. S-au îndestulat. Asta s-a îndestulat. Trebuie acum să reparăm ce s-a făcut atunci. Este foarte greu, dar trebuie să facem, să luăm decizii. Corect. Că nu putem să mergem la infinit așa. Protestează minerii în piața prefecturii pentru legea aceea 197 din 2021. Știu la un moment dat că a fost o întâlnire în cadrul prefecturii în care colegii dumneavoastră din PSD, în speță președintele domnul Mihai Weber, a spus că va rezolva această problemă
și au dat drumul pe circuit unei alte legi, care e adevărat cuprinde o categorie mai largă, poate e bună, poate nu-mi dau seama, dar oricum cert e că cuprinde o categorie mai largă. Bun, acum l-am avut invitat și pe domnul Weber, știu că atunci se vehicula, domnule, 15 februarie, 20-22 februarie, eu sunt un tip care, sunt un tip punctual așa și îmi țin chestiile astea, dar știu că nu ține strict de dumnealui, domnule, să fie 22 februarie, că dacă ar fi, sunt convins că ar fi făcut lucrul ăsta. Se mai poate lungi, să fie sfârșitul februarie, începutul martie, n-ar fi o mare problemă, dar... Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că se va rezolva această problemă? Pentru că l-am auzit și pe Nicu Bunoaica, liderul sindicatului, care avea încredere foarte mare. Dom'le, nu va fi această lege că trebuie să poarte marca PSD, să fie semnătura PSD pe ea. Când va fi semnătura PSD, atunci va fi aplicabilă legea. Este clar că o să se finalizeze cu bine această lege și este de dorit să se încadreze în acest termen care și l-au propus. Și sunt convins că se va întâmpla. Poate că, eu sper să nu mai fie întârzieri, pentru că se știau problemele care... Da, s-au așteptat niște amendamente, exact, în fine, foarte mulți, sau puneți mai multe date. Adică dacă tot te duci cu ea, să te duci cu... Foarte mult spun, bine mă, dar voi ați spus că înainte critica și spuneați că de ce nu dau ordonanță de urgență. Da, am văzut, într-o zi. Este bine de știut că în momentul când este o lege pe curs în Parlament, nu mai poți să dai ordonanță de urgență pe aceeași temă. Nu se mai poate. Până când nu-și finalizează cursul în Parlament, nu poți să mai intervii pe același domeniu să vii cu ordonanță de urgență, fiind legea în dezbatere. Asta e toată treaba. De asta nu se mai poate da ordonanță de urgență. Că poate că era calea cea mai simplă. Dar din moment ce cei dinaintea noastră, când noi nu eram la guvernare, n-au vrut să dea ordonanță, noi am băgat legea în Parlament și după aceea am ajuns la guvernare, fiind legea pe traseu, n-ai ce să-i mai faci. Asta e toată treaba de să întârzi așa mult. Pentru că este o întârziere. Săracii ăștia, oamenii de la... chiar au muncit și merită să fie sprijiniți. Da, corect. Acum stau și așteaptă pentru că n-a fost voință politică înainte când s-a identificat acea problemă. Că îi cusută cu ața albă, asta e altă problemă. Că din punctul meu de vedere, dacă era voință, se putea aplica. Din de moment ce voință anumit, politică. Voință politică, politică, politică. Pentru că știți bine că stopajul a venit de la Ministerul Muncii la vremea respectivă. Da, da, da. Dar din moment ce sunt anumiți mineri care au mers în instanță și au câștigat, înseamnă că e o problemă de interpretare a legii. Din câte știu, prin zona Hunedoarei au câștigat. Toți. Toți. Păi, vedeți, e vorba de interpretare. De ce nu... Apropo și de treaba asta, de ce nu avem o practică judiciară unitară? De ce? De ce două spețe identice la doi jucători, jucători sunt diferite? Sunt soluții diferite. Eu de asta vă spun, odată ce ați venit la guvernare, vă luați și laudele, dar vă luați și înjurăturile. Dar știți este că normal. Atunci când ați venit la guvernare, ați venit un tren crescător, adică erați undeva 35-40%, dacă s-ar fi votat atunci, vă uceați în 45%. Aveam de ales. Vă veți eroda până în 2024 și lumea va arăta cu degetul. Aveam de ales să stăm, să intrăm cu 45-46-47% după eventualele alegeri care urmau și să fim pe primul loc detașat și să nu mai avem ce să guvernăm. Pentru că există riscul. Corect, corect. Sau intrăm la guvernare, este evident că ne erodăm, pentru că e normal să ne te erodezi, dar erodarea asta ți-o poți recupera prin rezultatele care le ai într-un termen, nu imediat, că sunt două luni, trei luni. Se uită mâine să le rezolvați. Și eu înțeleg, dar nu multe poți. Probleme sunt încât știți cum stau. Dom'le, mâine vreau să rezolvați factura cu gaze, factura la curent, și vedeți, mâine, vedeți dacă se cât poate. Ne chinuim să-i convingem pe partenerii noștri de la guvernare că trebuie să-i sprijinim pe oameni. Că vedeți ce se întâmplă. Noi spunem că hai să-i sprijinim ei, nu că trebuie să le lăsăm libere prețurile. Și nu e normal, pentru că nu e omor numai pe oameni, omor și economia. Omorând economia, omor și alți oameni care altfel nu i-ai omorât. În ghilimele vorbim. Corect. Ați lucrat în domeniu, știți ce înseamnă energie și minerit. Ce părere aveți cu ce? Am înțeles că o să ducă și PSD-ul câțiva oameni în interiorul companiei sau și așa mai departe, sunt câteva propuneri. Aveți la energie, l-ați trimis pe domnul Ștefan. Da, este un băiat tânăr, coleg de-al nostru, profesionist. Care a lucrat, știe cu ce sper se mănâncă treaba. Sper să recupereze foarte repede faptul că n-a fost la un nivel așa înalt de administrație și acolo o să fie pe alte poziții și trebuie să dea un alt randament.
Și sunt convins, cunoscându-l pe Ștefan, sunt convins că o să facă față. Este un băiat extraordinar și este dedicat pe ceea ce face. Din punctul meu de vedere, și ne referim la Complexul Energetic Oltenia, o administrație bună, un management bun, poate să, cum spun, să găsească soluții astfel încât să preîntâmpine toate problemele care le are acum. Credeți că ține de management sau ține de ce se întâmplă la București și de dorințele Eu vă dau un exemplu pe care vi l-am mai dat, care l-am mai discutat acum. Complexul Energetic Oltenia, dacă ținem minte bine, în 2013 a avut un profit extraordinar de mare. În 2017... Certificatele erau foarte jos. Nu existau atunci certificate. În 2017, cred că iar așa, au avut un profit fantastic de mare. Păi tu cu profitul ăsta să nu fii în stare să ai o strategie să-ți dezvolt o capacitate alternativă de energie verde. Și aici mă refer un grup pe... Da, dar nu cred că a ținut de management. Păi da, de ce să nu țină? Păi mai ține și de la București, adică trebuie să-ți dea ok oamenii. S-au dus acolo. Asta nu știu. Nu, sau vă garantez că nu s-au dus. Deci trebuia să ai haldele pline, cum vă spuneam, de stații energetice. Și atunci de ce nu face statul, domnule, o infuzie de capital? Zice, băi, ce o... Câți bani îți trebuie ție, mă, să dezvolți gazul, grupul pe gaz, să dezvolți, faci păi, în infuzie de capital, că noi, venim cu un proiect, de ce trebuie restructurat, de ce trebuie venite alte companii, să facem SPB-uri și așa mai departe. Știți bine că noi, fiind la guvernare pe vremea culitului Dragnea, aveam acel plan să facem acel fond de dezvoltare și... Știu, îmi aduc aminte, da. Asta era menirea fondului. Banii care se acumulau acolo, uite, statul considera că e bine să-i direcționeze către ce o să facă grupul ăsta. Dar vedeți, exact ce vorbeam noi la început, domnule, atâta timp cât nu ai o direcție, n-ai o chestie, bă, să fie ca o Biblie, o strategie, noi. Fiecare guvern care vine schimbă cum crede el că e mai bine. Și atunci zice, ce fond de dezvoltare, mă, dă-l dracu de fond, lasă că facem SPV-uri. Sau ce o să vină peste 2 ani de zile altcineva, ce SPV-uri, bă, nu ne mai trebuie SPV-uri, lasă că facem nu știu ce. Deci asta, nu știu, liniile directoare le faci pe să fie Biblie. Lege organică, Biblie, n-ai voie să te atingi de ele. Corect. Asta, uitați-vă cum ne uităm după strategie energetică. Da. Bă, frate, ce e așa greu? Ai tu ca țară, ai un interes să-ți protejezi. La strategia energetică mi-a luat aminte colegul dumneavoastră, Andrei Maioranu, s-a zbătut în perioada aia. Da, în guvernul PSD nu s-a votat. Nu. Păi era aproape gata. Ce era în dezbatere... Vă spun în cunoștință de cauză. Dacă ministerul... Știți bine că atunci ministrul era Anton. Da. Andrei Maioranu, dacă avea un ministru PSD... Aveam strategie. A fost, știți bine, că agreau producătorii de energie verde, nu s-a vrut. Deci Anton nu a vrut, să vorbim pe șleau. Da. Deci și Andrei vă poate spune mai multe că a fost acolo și știe câte probleme a întâmpinat. Da, știu. Și știți bine ce probleme a întâmpinat noi aici, cu ministrul Anton. Deci sunt probleme, au fost probleme care s-au urmat. De asta vă spun eu, nu mai trebuie să se renunțe la interesele personalului de grup. Dacă vrem să ne va afecta restructurarea de la CEU, suntem noi capabili să contrabalansăm ceea ce se întâmplă la CEU. Eu vă dau o soluție aici. Este evident că foarte mulți angajați preferă să plece la pensie ca să fie sigur de un venit. Și este normal să întâmple așa. Dar CEU trebuie să facă toate demersurile astfel încât acei pensionari care vor să mai lucreze în continuare, să fie angajați la Minprest, și ce o să facă contract cu Minprest astfel încât să beneficieze în continuare. Am înțeles că e o soluție. Păi asta l-am avut asta pe domnul Bulan și a spus că vor presta, nu pe salariile astea, se vor face alte salarii, păi alte omul venituri. Omul are și pensie, are și venit. Da, da. Și o să-i convină. Da, în momentul de față e aplicabilă chestia asta? Da, normal, da, s-a mai aplicat. Poate... Cum să nu? Deci cât eu am fost director acolo, am insistat foarte mult și am avut echipe de meseriași care veniseră fiind în special pe căi ferate originale din Craiova. Aveam mecanici locomotivă care erau angajații noștri pensionându-se de la CEO. Deci sunt soluții. Soluții sunt doar să vrei să le iei și să drămânești banul foarte bine. Pentru că trebuie să o vorbim pe șleau, CEO s-au sifonat banii de nu mai știm de... N-ai o să mai vorbim. În 30 de ani de aia avem milionari în Numai eu știu că m-am dus cu o ofertă mai bună pentru reparatul aerilor condiționate când eram din prest. Și au dat-o la altă firmă privată, n-au vrut să ne ia pe noi. De-aia avem milionari în euro aici. Nu sunt puțini, sunt mulți. Deci dacă nu ai dragoste de patrie, să zic așa, nu poți să faci treabă. Sunt de acord. Trebuie căutați oamenii ăștia. Parcă să știți că e frumoasă și dragostea aia de bani, de conturi pline. Acum, ați văzut ce merțane, ce porșane, ce avem prin oraș. Noi de asta suntem în PSD, că avem dragoste de patrie. Dacă aveam de bani, eram în USR, știți cum e. De ce ziceți că bine, nu...
Nu, că n-aveați cum păi să avea fiți. Și noi firmă de consultanță. Păi, păi asta spun, n-aveați cum, asta nu aveți firmele de consultanță. Că știți, mai făceam o comparație. Bă, frate, eu sunt director general când era în Amimprest. Am un salariu mult mai bun decât alții de prin CEO, dar la ăia se cam învârte soale după casa lor și la mine eu nu mă prea vin una de până pe altul. De până pe altul, știți? Da, și, da, corect. Și alea sunt niște explicații. Corect. Suntem la final. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Vă doresc mult succes în continuare și mulțumesc. Ce să aveți un an fructos din toate punctele de vedere. Și dumneavoastră și toți telespectatorii de noastră. Mulțumim. Cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Gabriel George, consilier județean PSD Gorj, a fost invitat. Invitatul meu. Rămâneți cu noi, urmează știrile, noi ne vedem luni la ora 19. Toate bune, aveți grijă de dumneavoastră!